La Liceul Pedagogic Ortodox Anastasia Popescu din București a avut loc seara trecută vernisajul expoziției Lumii Albe. Evenimentul s-a desfășurat în Galeria Teodora Mann a instituției de învățământ. Realizată de artista Mirela Anura, expoziția Lumii Albe aduce la lumină simplitatea hârtiei, care prin creativitate și îndemânare se poate transforma în adevărate opere de artă. Evenimentul de ieri seară a reunit profesori, critici de artă și elevi ai instituției de învățământ. Mă bucur mult că au venit părinți și copii, chiar și mai mici, nu doar copii de la liceu astă seară. Ne vom bucura de expoziția asta 3 săptămâni. Ne-am dori, evident, să fie vizitată și de alți elevi și de profesori, tocmai pentru că ea reprezintă un prilej de discuție, pe de o parte, pentru arta modelării hârtiei, fiindcă doamna Mirela ne-a vorbit despre origami, pe care noi l-am frecventat mult și despre care copiii au deja multe cunoștințe. Dar nu doar origami, fiindcă aici este mai mult, este creativitate, este o artă compusă și ne-a ajutat mult de tot și filmul pe care l-a realizat din lucrările sale și care dă o dimensiune suplimentară acestei întâlniri. Pentru că au fost și critici de artă care au venit să vorbească, cred că au putut să le dea un pic explicații la un nivel care să ridice și înțelegerea lor, dar și bucuria faptului că se află aici în seara aceasta. A fost, repet, o încântare. Tot ce am făcut eu în ultimii ani în artă este o exprimare foarte personală. Eu nu am copiat pe nimeni în arta pe care o fac. Mi-am urmat singurul meu drum și vreau să spun că fac numai ce îmi place și cum îmi place. De mult cu hârtie am făcut și fashion, am făcut obiecte care pot să fie expuse ca sculpturi, dar dacă ține apărat poți să le îmbraci. Cu toate că de fapt e un singur obiect, prin repetiție și prin multitudine, poți să umpli spații și să le dai cu totul altă vibrație sau alt efect. Hârtia este așa fragilă ca și un copil. Trebuie să știi exact cum, în ce direcție trebuie să tai. Orice întâlnire, și am văzut deja câteva expoziții ale dânsei, este o bucurie pentru ochi mai presus de orice. Chiar dacă nu înțelegi neapărat ce vrea să spună, este că îți deschide buna dispoziție și te simți cumva confortabil în mijlocul acestor prezențe care sunt lucrate cu foarte multă migală, cu foarte multă meticulozitate și, poate mă repet în aceeași vreme, cu foarte mult firesc. Ceea ce contrazice ea în mod esențial din tot ce se întâmplă în lumea de astăzi, atât de tehnologizată și atât de modernizată, încât ai sentimentul adesea că prezența omului se exclude, ea ne arată că omul, în care foarte multe de spus și foarte multe de pus împreună și de arătat că, de fapt, nu ne putem lipsi de prezența omului. Eu cred că ăsta e mesajul cât se poate de explicit pe care îl poți citi într-o expoziție a ei, că omul este întruchiparea frumuseții însăși. Mirela Anura este un artist român născut la Blaj. A absolvit studii de artă monumentală la Universitatea Națională de Arte din București, iar din anul 1988 locuiește la Düsseldorf, Germania, unde a urmat studii la Kunstakademie.